Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Superliga Hermannstadt-Sheb și se joacă de la această oră la Sibiu. Ultimul meci al anului pentru cele două echipe. Urmează apoi pauza competițională, o pauză de mercat. O să vedem dacă nu cumva vom avea și foarte multe modificări de lot. Știm prea bine că la echipa gazdă, cel puțin unul dintre jucători este la ultima sa prezență. Este evident vorba de Babal Hasan. Iată Gabiancu, ora porții, Nițui respinge, Cosmin Matei. Nu foarte departe, v-ați găsit liber Gabiancu, o combinație spectaculoasă, Jipa, gol! Minutul 6! Deschidere de scor la primul moment în care Hermannstadt a rămas în apropierea careului lui Șepși. 1-0 pentru echipa lui Marius Măldărășanu, vă spuneam, a venit Neantul Ștorc, echipa a dat, dar a și luat. Deocamdată, iată că încasează frumos gol. Totul a plecat de la acea pasă inteligentă pentru Gabiancu, lăsat liber, uitat de fundașii lui Șepși. Al doilea gol al lui Jipa în acest sezon, a marcat și împotriva lui Dinamo. Jocajul venit de la Chindia. Iată încă o dată faza, Gabiancu, Nițui a respins, a fost o linge pe poartă. Matei nu e foarte convingător. Sotamino recuperează, îl vede pe Gabiancu și priviți ce hău s-a căscat între fundașii lui Șepși. 1-0 pentru Hermannstadt, început frumos de meci. Minge în dreapta, la utiliță. Caută o minge în careul lui Hermannstadt și îl găsește pe Cosmin Matei. Egaleze în doar 3 minute. Totul a plecat de la această pasă formidabilă a lui Ștefănescu. Ce bine se leagă cei doi. Nu cred că a fost nici corner. Nu cred că a fost, ba da, a fost intervenția lui Căbuz. Oaspeți. Matei în 6 metri. N-a fost offside. Sotamino, pasă foarte bună, Balaure avansează în flanc, la Silviu Balaure se duce balonul, minge pentru Babal Hasan, care nu scrie! Șutul a plecat de la această pasă, nici urmă de offside, de la această pasă pentru Balaure, Balaure din prima pentru mijlocașul ganez, care îl depășește pe Nițui. Aici, n-a mai avut forță, nu era... A simțit pe Branislav Binai, nu era bine poziționată Babal Hasan. Cage Botariu, vine Ștefănescu și centrează! Este pauză la Sibiu, Hermannstadt-Sheb și după 45 de minute, 1-0 după golul marcat de Alexandru Jipa. S-a dus momentul bun al oaspeților. Foteliță. Minge prelungită, balonul este în careu și vine șutul violent al lui Calacu. La șutul lui Calacu bună și intervenția lui Căbuz. Mai întâi Nițui s-a remarcat. Covozini nu dau balonul afară. Corin Ștefan. Combinație cu Varga, accelerează Florin Ștefan, trei variante de pase, pe jos, ninja, gol! Ei, și aici o să fie o discuție, nu aici. Florin Ștefan, foarte interesantă decizia de a nu centra, vedem pe Șafrancu luându-i fața lui Bejan. Ce a fost aici? Nu e gol. Nu știu oarecum cu cine să combine centrul. Vine bine să ajute. Oteliță se demarcă în dreapta. Oteliță din prima în careu și e gol! Marchează Calacu, minutul 80. Haide să vedem. Haide să vedem ce se întâmplă acum.
A marcat etapa trecută, Șerif Calacu înscrie din nou. A marcat împotriva CFR-ului, marchează și la Sibiu. O mai fi ceva care să le pună piedici oaspeților. Calacu a marcat și în tur. Haideți să vedem, Moteliță era în poziție corectă, minge, nici urmă de offside. Din prima, Calacu are 3 goluri în acest sezon, 2 cu Hermannstadt și cel cu CFR de care vă spuneam. Frumos gol, frumoasă schema, pase din prima, exact ce vă spuneam la un moment dat.